Cel mai sunt Darius Serazi. Am revenit la un episod din The Sims 4. Da, ok, deci o să-i se upgradeze în curând gaming skill-ul. Mă rog. Da. Deci data trecută am făcut multe și da. El deocamdată se joacă pe calculator. Find a job. Hai, nu mai lasă cu jocurile că ai nevoie să-ți găsești un job. Bun. Acum avem mai multe chestii de ales. Eu am mai jucat Sims. Știu care e plătită cel mai bine. Asta e cel mai slab, dar ca criminal poți să găsești obiecte și chestii. Deci o să ne facem tech guru. Noi suntem un fel de suport tehnic, știți ăia de exemplu, care când sunt la o firmă și au problemă cu netul sau chestii și zice acest mesaj poate fi înregistrat, ăia, la aia se referă Tech Guru. Și dacă ajungem la stadiu maxim, câștigăm o grămadă de bani, deci da. Ok, munca începe în 15 ore. Bun, deocamdată, practice programming. Asta e tot pentru muncă. Ah, play video games for 4 hours. O, Doamne. Atunci play, just play, dar nu acum, stai. Ce trebuie? Energy, social fun, bla, da. Păi, hai că avem o zi liberă. Lasă tot deocamdată programarea. Du-te până la baie. Spală-te pe mâini, ok, hai că văd că știe. Ok, du-te și fă-ți ceva de mâncare, dar tu lasă calculatorul. Cook. Nu. Have dinner. Mac and cheese. Ia și mănâncă-le dacă tu le-ai făcut. Ok, să fie toate astea la maxim, că după ce mănâncă și spală farfuria și chestii, îl pun să doarmă. Da, uite, se duce singur, știe și el ce are de făcut. Și doarme. La cât trebuie să plece la lucru? De la 10, ok. De la 10 la 6 înseamnă că lucrează 9 ore. 8 ore. Ok. Bun. Ce ar trebui asta să fac acum? Du-te și have breakfast, scrambled eggs. Mănâncă repede și tu. Ok. După du-te la baie. Văd că știe și el ce să facă. Nu, take shower. Take brisk shower, ca să te mai trezești. Ok. Energist. Bun. Și el la 10 merge la serviciu, ok, pot să, nu știu ce să mai faci, ce? Stretch, ok. Dar ce mers are așa de boss. Ok. Să trebuiască să mergem să mai cunoaștem oameni de pe lângă noi, de pe aici. În curând, dar nu acum. Să nu uite asta că trebuie să meargă la servici. Ok. Și cum o să treacă timpul foarte, foarte rapid, uitați cum se mișcă pomii și chestii, uitați aici timpul. Noi venim la ora 6 de la lucru. Stai să dau aici o chestie.
socialized with co-workers, pentru că mi-a părea acolo că trebuie să socializez, așa că de ce nu? Ora 6 deja. Da, ok, am câștigat 270 de, am fix 1500, bun. Am făcut o muncă bună, se pare că. Ok, serve dinner. Grilled cheese, ok, hai, de ce nu? Travel to the museum. Crede-mă, poți să faci chestii mai importante. Stați să punem ăsta put away. Să-l punem în frigider, că dacă nu se strică mâncarea. Bladder, ok, du-te. Bun. Ce vrea Browse Web? Nu. Du-te și joacă-te. Play Sims Forever. Da. Ok, și pe la 11 îl pun să se culce. 11 ora asta. Să poată să facă și aici 4 din 4 ore. Că o să avansăm. Deci dacă aici, uitați, trebuie să fie asta la maxim și să ne apară aici o bifă și facem și chestia asta, o să ne avanseze la muncă și o să primim ceva mai mulți bani și o să lucrăm din ce în ce mai puțin și poți să vedeți. Ok, 3 din 4 ore. Hai, hai, hai. Bun. Până dimineața acum poți să dormi. Ce ar trebui să facă mai întâi? Întâi du-te la baie. Le luăm așa, într-o ordine logică. Acum, bine, du-te întâi și mănâncă, na, dacă ți-e ție chiar așa de foame. Ok, du-te, spală farfuria și take risk shower. Și după te duci la lucru. Că nu mai ai ce faci. Bun. Din nou, trece timpul foarte repede că suntem la lucru. Confident. Ok, deci stai bine. Smooth with boss. Ok, why not? Și socialize with coworkers. Promotion. Ok. Ah, ok, deci am câștigat încă 7 dolari în plus pe oră sau ce or fi ăștia. Am luat un bonus de 300 de dolari. Autopod, nu știu ce e asta. Ok, deci avem sâmbătă și duminică liber. Astăzi ce? Ah, ok, deci noi avem acum 2 zile liber. Tare. Reach level 2 programming skill. Ce face? Play. Eu te-aș lăsa să te joci, dar în momentul ăsta avea nevoie de niște practice programming. Așa că... Da. O programare mai bine. Cât e ceasul? 6 seara, bun. Trebuie să se umple bara asta ca să facem level. După să ieși ceva de mâncare, ok. Bun.
Aveam level 2 la programming skill. Acum, du-te și open și mănâncă, grab a serving. Ok, mănânc, până mănânc și tu acolo, ia să mă uit ce mai ai nevoie, ok. Ok, du-te spălaia după. Du-te la baie. După take brisk shower. După aia du-te joacă-te un pic. Ok, facem câte un pic din fiecare și acum du-te și culcă-te. Bun. Imediat e dimineață, uite, deja e ora 5. 6, 7. Uite, el la 8 se trezește, am observat. Bun, du-te, ia și mănâncă ceva. Grab a serving. Ok. Hai că vreau să mergem un pic la sală, dacă tot. Like a champion, what the heck? Take bricks shower. Să fie energized. Bun, acum. Unde-i travel? Travel. Bun. Uitați aici la loading screen ce ciudat apare. Ok. Gym. Ok, mai mergem și aici puțin și după e cam gata și episodul ăsta pentru că am filmat vreo 15 minute, cred, nu știu, ceva pe acolo, 13-15 minute. Ok, suntem și noi aici la sală. Ia, hai să vedem. Energized workout. Hai. Stai că asta mă interesează. Ok, și o să facă și level. După mergem un pic și aici. Stai. Ia, hai să vedem. O, uite ce se pricepe. Ok, hai să mergem la etaj, că aici trebuie să fie.
Asta-i cine-i? Stați un pic. Stai, così sta. Ok. Ups, ho dato pausa. Hai să mai dăm și pe Confess Attraction. Ok, și aici. De ce dă cu minus? Stai unde? Nașpa. Asta e, mergem acasă. Go home. Mai căutăm. Du-te acasă. Hai mai repede. Mai avem și alte chestii de făcut. Ai, uite, chica Hiding Frogs. Ciudat. Daisy Havel, ok. Ok, hai să mănânce. Cam asta îi trebuie și după să se joace un pic pe PC. Cred că ar fi destul de ok pentru el. Ok. Du-te și joacă-te Incredible Sports. E ora 10, las până la 12. Să mai crească și lui fan un pic, ok. Și acum îi dăm practice programming. Ok. Trebuie, vreau să fac asta 4 din 4. Și începe munca în 10 ore, deci trebuie să fac astăzi aia și după să dorm. Bun. Now sleep.
Da, ignorați, asta e timerul meu. Astăzi am zis că am filmat 20 de minute. Da. Hai că mai vedem. Pleacă ăsta la lucru și după... Încheiem și episodul open. Grab a serving. Repede, repede, repede. Hai că la 10 pleci. De ce ar mai avea nevoie? Să meargă la baie, cred. Curăța asta. Clean up, du-te acolo. Vai, dar nu... Nu prea știe el ce are de făcut. Nu te mai du acolo, că nu mai ai când. Hai, că trebuie să pleci, ok. E la lucru, bun. Hai să vedem, e mai pot da chestia cu boss. Socialize. Bun. Deci, cam atât a fost și cu acest episod din The Sims. Până data viitoare, nu uita să apăsați butoanele de like, share, comment și subscribe și sper să continuăm tot așa, adică cu cât mai multe episoade. Ok. Deci, ce să zic? La revedere, pa, pa și ne auzim data viitoare.